După o mare victorie, Alexandru cel Mare s-a întors acasă. Înainte să intre în cetate, toată lumea se adunase pe marginea drumului ca să sărbătorească întoarcerea sa glorioasă. În timp ce saluta mulțimea de pe calul său, a auzit o persoană râzând în hohote. Alexandru s-a simțit insultat. Era evenimentul în cinstea lui, victoria lui, și omul acesta îndrăznise să atragă atenția altora asupra sa. S-a coborât de pe cal și s-a dus să vadă cine râde. Un bărbat sărac, îmbrăcat în zdrențe, pe care toată lumea îl știa pentru iscusința și înțelepciunea sa, râdea în hohote pe o piatră. De ce râzi, cerșetorule? De tine râd. Tu ori nu știi cine sunt, ori ți-a venit ceasul. Alexandru și-a scos sabia din teacă și a pus-o la gâtul omului. Eu sunt Alexandru cel Mare. Auzind asta, omul a început să râdă și mai tare. Eu nu văd un om mare, ci un om normal. Nu văd un om bogat, ci un om normal. Ai nebunit? Eu am cucerit toată lumea. Ai cucerit toată lumea? Și ai un regat foarte mare? Da! Dacă te-aș duce acum în deșert și nicio direcție nu ai vedea o picătură de apă, ci numai căldură și nisip. Dacă ai fi pe punctul de a-ți pierde viața și ai vedea un bărbat care are în mână un pahar cu apă, dacă l-ai ruga să-ți dea apă și a refuza, ce i-ai da pentru acel pahar? I-aș da jumătate din împărăția mea. Și dacă nu vrea nici pentru jumătate de împărăție, atunci i-aș da chiar toată împărăția. Bărbatul a început din nou să râdă. Gândește-te ce ai spus. În asemenea condiții, împărăția ta valorează cât un pahar cu apă. Și tu spui cu mândrie că ești mare și că ai cucerit întreaga lume. În alte condiții s-ar putea ca regatul tău să nu valoreze nici măcar un pahar cu apă. Și atunci, oricât ai striga în deșert, nu te va asculta nimeni. Abia atunci vei realiza că toată măreția ta este doar o iluzie și că ești un om normal ca oricare dintre noi. Auzind asta, Alexandru l-a lăsat și a plecat spre palat. Bărbatul a realizat că își învățase lecția și a încetat să mai râdă. Morala: faima, banii, puterea îi fac pe unii oameni să se considere superiori. Toți avem un număr de zile de trăit, bogați sau săraci, și într-o zi oricâte lucruri am avut, viața asta se va sfârși. O atitudine echilibrată înseamnă că oricât ai avea, vei continua să tratezi oamenii cu respect și vei încerca să-i ajuți pe cei în nevoie. Nu lăsa mândria să te dezumanizeze, ci în smerenie continuă să trăiești frumos. Mulțumim că ai urmărit această poveste. Domnul să te binecuvinteze!